Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Astăzi discutăm despre grupa munților Făgăraș. Aceasta se desfășoară între Valea Dâmboviței la est și Valea Oltului la vest. În această grupă sunt cei mai înalți munți din Carpați, aici găsindu-se cele mai înalte trei vârfuri din țara noastră, și anume vârful Moldoveanu cu 2544 de metri, vârful Negoiu cu 2535 de metri și Viștea Mare cu 2527 de metri. Cuprinde munții Făgărașului, munții Ieser, Munții Ghițu, Munții Frunții și Munții Cozia. Sunt formați din șisturi cristaline care dau masivitate și înălțime. La peste 2000 de metri putem observa forme de relief glaciar. Sunt puțin fragmentați de văi și depresiuni, având o trăsătură puternică de masivitate. La vest de aceștia se află depresiunea Loviștei, numită adesea și țara Loviștei. Vedem că la trecerea dinspre Valea Oltului spre depresiunea Loviștei se află pasul Cozia, iar la ieșirea apoi către depresiunea Făgrașul se află pasul Turnul Roșu. Pentru a traversa această grupă a Carpaților a fost construit un drum de acces prin munți numit Transfăgărășan, sau DN7C, drumul național 7C, care trece pe lângă lacul glaciar Bâlea. Munții din această grupă sunt acoperiți cu păduri de stejar, fag și conifere, iar la peste 1800 de metri se află pajiștile și pășunile alpine. În această grupă se află Parcul Național Cozia. Vă propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Alegeți un obiectiv turistic aflat în această grupă a Carpaților Meridional și faceți un plan de călătorie către acesta. Includeți în acest plan harta traseului către obiectiv, care poate fi realizată și cu ajutorul Google Maps sau Google Hărți, o unitate de cazare aflată în apropierea obiectivului turistic ales și o scurtă descriere a obiectivului, precum și motivul pentru care l-ați ales. 5-10 rânduri. Atât pentru astăzi, dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați la canalele de YouTube EduCred Gimnaziu și Lecții Geografie Geography Classes pentru a avea acces la cele mai noi resurse educaționale deschise la disciplina Geografie. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!